Elansk Wartzenberg, demers exploziv un instant, atac direct la SRI. Omul de afaceri Elansk Wartzenberg a cerut luni, la Tribunalul București sublinierea, prin intermediul avocatului său, lămuriri privind implicarea Serviciului Român de Informații, SRI, în dosarul în care acesta este acuzat de fapte de corupție, într-un dosar în care este implicat sublinierea fostul primar al Constanței Radu Mazăre. Am invocat niște cereri excepții noi, precum protocolul se.3.i.dna. Există indicii ce s-ar fi fi găsit incidente inspeta aceasta. Poate ce nu este o int, dar poate să fie o victim colaterală a DNA. Nu se întoarce pentru ce are o mic reinere. Se va prezenta în România atunci când toate drepturile sale vor fi garantate, acum prevede procedura, a declarat Leonardo Florin Cojocaru, avocatul lui Elansk Wartzenberg, potrivit Realitatea TV. Discuțiile pe marginea solicitării omului de afaceri au fost programate de magistrații Tribunalului București sublinierea pentru termenul din 31 mai. Elansk Wartzenberg a fost citat luni la Tribunalul București, unde magistrații urmează să decidă dacă începe judecata în procesul în care omul de afaceri este acuzat de DNA ce ar fi intermediat o pagă de 17.500 de euro pentru Radu Mazăre.